this famous last? But I ain't worried about it tonight. How long this famous last? Blow all this cash on my head. Dacă vrei să cumperi coins, intră pe fifacoin.com, linkul în descriere, folosește codul DEDRI pentru 5% reducere, găsește aici coins de la orice platformă, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3, PC și Android. Yo, 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 salutări tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din carieră cu Everton, no? Bun, ne apropiem de finalul acestui sezon, hai să vedem aici pe calendar cam câte am mai avea de făcut, avem aici semifinalele cu cei de la Dortmund și după aceea desigur mai avem așa o lună cu câteva meciuri și desigur marea finală Europa League dacă ajunge până în finală. Și totodată, de-a lungul timpului vă ziceam de transferuri, acum am observat că deja de-abia facem, dar prindem un 3000 de vizualizări, deci presupun că ar trebui să ne transferăm la un alt club. Și pe moment avem ofertele respective, Chelsea de foarte mult timp ar fost aici pe listă și chiar și Tottenham a fost așa mult timp pe aici, dar parcă aș vrea să mă duc la Roma. Chestia e că nu știu dacă va rămâne această ofertă de la Roma în așa fel, în așa mult timp încât, na, eu să-mi rezolv treburile, să câștig poate Cupa Europa League și toate cele și de-abia apoi să mă mut. Rămâne de văzut, oricum o să fac ceva de genul în de-amu încolo. Să zic că ne transferăm sau nu știu ce, sau nu știu cum. O să tot timpul o să caut niște cluburi tip cheie. Să zic AC Milan, că AC Milan e echipa mea de suflet, ador echipa aia și toate cele și de-amu încolo o să tot scautresc așa după AC Milan. Când văd AC Milan, bum, băgăm ofertă. Dar oricum, chiar mi-ar place foarte mult și la Roma. Ar fi așa un nou challenge la Roma, din câte bine știți. Dacă ne și ducem aici la job offers, la Roma, de exemplu, merem la Roma, vedem aici echipa. Senzi e împrumutat, acel Rudiger e împrumutat, Digne nu e așa de genial, Florenzi, măi, ok, Castan iară, e ok, De Rossi puțin îmbătrânit, Luis Gustavo transfer nou pentru ei, nu e rău transferul, Nainggolan e absolut genial, Salah e împrumutat, Dumbia cred că e a lor. Da, în joc cred că e a lor, nu cred că mai e împrumutat. Nu mai știu cu exactitate care e povestea lui Dumbia acum, mai nu. Că tot se zice fie că o vom împrumuta, fie că hucă și că hu la 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 la. Oricum, hai să jucăm acest meci împotriva celor de la Dortmund. Va fi un meci interesant, un meci puțin greu, dar zic eu că trebuie să ne distrăm mega bine la acest meci și totodată stai să intru și să-mi mai editez așa puțin echipa. Hai să-l punem acolo pe Goretzka, Dybala, doamne feri să joc eu fără Dybala, nu se poate așa ceva, îl punem chiar în locul lui Jovetic, deci îi dăm loc de cinste, de onoare, Bola să-l punem pe Mbolo care are mai multă putere, așa Funes Mori în locul lui Brooks, că Brooks e tare, tare, tare obosit, așa, și da, Stones ăla este accidentat, bun, hai să jucăm așa, să-i dăm bătaie. Faza amuzantă la care mă gândeam eu acum, știți că meci în videoul trecut, noi ne chinuiam, cum v-a zis, în meciurile alea să batem pe Roma, care era aproape să ne scoată din Europa League. Dacă eu observam faza aia de transferuri mai repede și că Roma este interesată de un nou antrenor sau manager, cum vreți voi să ziceți, m-aș fi dus la Roma, aș fi bătut Evertonul meu și aș fi continuat și aș fi câștigat Europa League. Dar așa mă duc la Roma, cea de genul, bă, știți că ajung eu acolo. Gândiți-vă așa, vă imaginați că în realitate, știți, mă transfer, eu îmi fac servieta, mă duc acolo, poate mai iau cu câțiva jucători, așa, pac, ajung acolo la Roma, pup. Păi, bună, dragi, așa, în vestiar, gen. Ei, bună la tăți, așa, păi știți că eu sunt manager, antrenorul echipei care v-a scos din Europa League mai înainte, acum câteva zile, tăți. Da. Păi acum urmează să... Da, să urmează să învăț ce înseamnă aia fotbal. Și pe tăți. Fie, n-o fă mega amuzant, dar oricum. Bun, hai. Barclay, opa, bă, că-i Hummels la mână. Ok, Mkhitaryan, acolo, no side, foarte bine.
e periculos omul ăla, totuși interesant e cum l-a făcut winger mai nou în FIFA 16. El era așa foarte, foarte bun, rețin ca și cam. Deci poziția de cam era genială pentru Mkhitaryan. Mă rog, mai mult ca sigur încă poate juca pe aia, dar na, l-a făcut winger, RV, din cât rețin. Da. Ăla e, am scos penalti. Ăla e, bă, bulan, ăla e. Bravo, Dybala. Dar cum s-a ridicat de jos și aduce-mi. Ce vrei, mă? Bă, ce vrei, mă? Bă, ce vrei? Vrei ceva, mă? Bă, bă, bă. Bun, hai să-l vedem acum pe Baines. Baines, ăla e, tate. Baines. Finalizează această fază și se închine aici publicului. Dăm un gol frumos din penalti aici dat de către Baines. Executorul nostru, așa zis, al penaltilor. Hai să vedem încă o dată aici, așa, și boom! Boom, shakalaka, laka, boom, boom. Bă, ești nebun, Baines are 4 goluri în Europa League, frate, 4 goluri. Bravo, Baines, mă, și cred că are și ceva, na, să zic așa în termeni mai mecanici. Are și ceva kilometri la bord. Știți voi, mulți ani, toate cele. Are mulți kilometri la bord. Bravo, Baines, mă, asta înseamnă, mă, jucător adevărat, care, indiferent de anii lui, încă joacă bestial de bine. Și mai sunt multe exemple de genul acesta. Dar, da, bravo, Baines, bravo, Baines, așa, să mă faci fericit. Așa, la, mă rog, la ultimele meciuri ale mele aici, la Everton. La Everton Afon, care, știi că îmi pare rău că nu a prins publicului să mă exprim așa, nu v-a prea plăcut. Că, na, este o echipă chiar mișto. Wow! Aubameyang aici egalează în minutul 45. Aubameyang egalează. O să-mi bag piciorul. Într-o fază destul de interesantă aici, așa un fel de tiki-tac acolo cu Gundogan. Gundogan i-a pasat înapoi și cam da, a executat acolo. Aoleu, și fix înainte de pauză, frate, așa ceva. Opa, Embolo, Embolo, Embolo. Ai, trebuie să, da, da, mă rog, lasă. Oricum, cum ziceam, îmi pare rău de că na, nu prea s-a integrat Everton cu voi așa, ca și preferințe. Mie oricum mi-a făcut mare plăcere să joc cu ei așa un sezon și să zic să fac o serie cu Everton, pentru că a fost o echipă chiar de mijloc. Na, cu un buget, un buget frumușel, nu pot să zic mare, nu pot să zic nici mediu, așa un buget frumușel, aproape de mediu. Dar n-am vândut o grămadă, am făcut așa și așa și am transformat Evertonul, zic eu, într-o candidată incredibil de mare și chiar și la Champions League. Dacă stați și vă uitați la ce Everton m-am transferat eu, adică la primele două episoade, ce Everton am avut eu și ce Everton voi lăsa eu acum în urmă, vă veți da seama cu adevărat de toate transferurile, de toate mișcările care le-am făcut eu și, na, ce pui mei, ce fai, ce echipă lăs eu în urmă. Dar oricum asta este interesant, eu parcă aș fi ceva de genul un constructor și eu reconstruiesc echipele astea sărăcite de vreme, de timp și de toate cele. Deci eu sunt un fel de reconstructor, reconstruiesc echipe. Dar pe moment Dortmund mă distruge. Castro aici dă un gol și acum vrea să se laude un picuț. Hai mă, Castro. Fucking hell, man. Ia mă, 5 goluri în Europa League, Castro. Bă, 5 goluri în Europa League, Castro. 6 goluri Aubameyang. Bă, Dortmund, mă, ce feroce e Dortmund în Europa League. Oi, oi, oi. Ok, ne aflăm aici, ultimele minute, tot Dortmund este în frunte, tot ei conduc per moment și da, cred că se va finaliza acest verdict de cine trece mai departe de-abia la noi acasă. Cred că aici vor câștiga ei cu 2-1 și apoi vedem la noi acasă dacă reușim să întoarcem acest scor. De obicei, la noi acasă tot timpul am jucat mai bine, straniu, dar tot timpul am jucat mai bine la noi acasă, deci speranțele încă sunt acolo, speranțele sunt mari și da, vom afla chiar în curând, că știu că nu mai e enorm de mult până la meciul retur și apoi vom afla dacă reușim să trecem mai departe de Dortmund sau nu. Dacă nu trecem de Dortmund mai departe, cred că tot fac transferul acum rapid
Și da, vedem, oricum am avut echipa foarte, foarte, foarte obosită. Deja am făcut cele trei schimbări pe la minutul 60-70, cea de genul acesta, și să vă arăt echipa. Barkley pe moarte, Coleman a murit, Benzi pe moarte, Beșic ăla e pe moarte, Funes Mori 50-50 sună un prieten, Embolo iară 50-50 sună un prieten, Cleverley iarăși care de-abia l-am și pus, și Jovetic care iară de-abia l-am pus, era și el pe moarte. Deci, da, asta a fost echipa mea, mare parte în colaps, eu zic că na, am dat tot ce mai bun, vom vedea în retur dacă reușim să întoarcem acel scor și desigur să vedem. Oricum, vom avea un oponent în finală, fie Juventus din câte ați văzut acolo sau Bayern 04, deci da, vor fi niște meciuri interesante. Oricum, acum trebuie să fac niște mici schimbări încât să am... încât să am echipa de top așa pregătită de atac. De câte ați văzut bine acolo. Bun, hai, lăsăm pe Jovetic. Lăsăm așa. A, ba nu, mă, pot să-l pun pe Miralas acolo. Și așa îl scot pe Jovetic. Exact, îl punem pe Zuculini. Aici pe poziția de cam îl punem pe Naismith ăsta. În locul lui Baines îl punem pe Oviedo. În locul lui Besic ăla. Dar lăsăm pe Besic și apoi vedem noi că poate îl pun pe Funes Mori în locul lui. Și dăm sim la acest meci împotriva celor de la Crystal Palace, care naiba și ceva ieși în meciul ăsta, că am pus o grămadă de rezerve. Cum ziceam, am pierdut acest meci, că am jucat o grămadă de rezerve, că vreau cât de cât să-mi păstrez echipa de top acolo solidă pentru retorul acesta cu cei de la Dortmund. Și apoi vom vedea ce și cum se întâmplă. Oricum, Dybala 88 attack positioning și 88 finishing. Ai de capul meu, ce jucător e ăsta, mă. Bun, hai să vedem. Da, Naismith a fost ca și o ceapă în grădină. Îl punem pe ăsta așa. Dybala în locul lui Lennon. Embolo, tu vei ieși, îl punem pe Jovetic. Îmi place să-i zic numele așa mai straniu. Bun. Zuculini out, punem acolo așa, Miralas care văd că tare bine se menține, Cleverley, l-a jucat pe Cleverley, chiar dacă e o rezervă tare bună Cleverley acolo, punem pe Funes Mori în locul Besic, așa, Baines în locul Oviedo și ar trebui să fie echipa destul de ok să o înfruntăm pe Dortmund și sper eu să câștigăm acest match. Da, speranțe sunt. Întrebarea este dacă vom și reuși să terminăm, executăm această echipă care este în forță, iar echipa mea, nu știu ce se întâmplă cu ei, parcă simt jucătorii, mă, că vreau să plec și zicea gen, na, bag pula el, e fărba, bag și mă băt. Bun, suntem la noi acasă, Gundisun Park vs. Dortmund aici, Everton vs. Dortmund. Să vedem de reușim să întoarcem acest scor acum că l-avem și pe Bolas în teren, avem acolo mai mulți jucători fresh, nu toți, dar sunt mult mai mulți fresh decât a fost în meciul trecut, dar desigur totuși pe hârtie și în realitate și toate cele, Dortmund este o echipă mult mai solidă decât noi, culmea, dar nu chiar culmea, de ce am zis acest lucru, pentru că chiar îi, adică n-au... În poartă l-au pe Burki, care știm cu toții că este un portar chiar de viitor, chiar cu potențial imens. E aici Jovetic! Da, mama naibii! Și nu este lag în video, a fost cea de genul când am văzut cât de prost o dat Jovetic acolo. Am stat un picuș și am înjurat așa enorm în mintea mea și după aceea, știți, așa scrie cât să nu, să nu vă rup boxele. Oricum, hai să dăm aici Dybala, stop frumos Dybala, ai mă, Hummels! Și da, să nu uităm, Hummels, Aubameyang, Royce, Mkhitaryan, Castro, care are deja 5 goluri în Europa League, frate, oh! Burki, ai mă, Burkino, Burta naibii, hai! Hai băieți, că deja văd că totuși face niște atacuri chiar foarte bune aici versus cei de la Dortmund. Hai să continuăm tot așa, da, de finalizăm o dată și dat o fază. Aici Dybala iarăși, Dybala foarte fain, am întors acolo, dar Hummels din nou m-a... Hai, Hummels. Hummels. Hummus. Gumus.
Incredibil, Gundogan aici profită de o fază, de o gafă în apărare. Și cred că suntem îngropați. Practic ăsta a fost ceva gen ultimul cui din Sicriu. Aici iau gafă, frate. Bă, cum să faci așa? Fii atent, doi apărători acolo și ai. Uite ce fac, mă, o mers mingea aia prin cracii lor, frate. Bă, cum? Ai de capul meu. Bă, deci dacă mai rămân la Everton, dar nu cred, ar fi trebuit să șterg tot. Ce să șterg? Să vând toată apărarea și apoi să reconstruiesc. Brooks, mă rog, e de viitor, evoluează, e bun, dar nu știu ce pui mei a făcut acolo. Și apoi ce-i drept, nu l-am pe Stones în poartă, ci l-am pe Funes Mori, care nici nu-l prea jucam, că face gafe care, na, s-a și văzut acum ce gafă mișteau că s-a făcut el. Dar totuși și Brooks nu mă așteptam de la el să, na, să gafeze în halul ăsta. Totuși, chiar nu e bună, așa ar trebui să dăm două goluri, să egalăm. Și nu știu dacă nu știu dacă vom reuși chiar așa de ușor să dăm două goluri la acest Dortmund care se menține incredibil de bine. Și da, hai să vedem Cleverly, foarte bine aici o șansă. Stopa. Bă. Hai, credeam că o să fie acolo Dybala sau ceva de pula. Dybala pula la 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 la. Ai băieți, ai băieți, Brooks acolo vrea să se recompenseze, să-și revină de la acea gafă monumentală care pot zic eu că ne-a îngropat. Bă, dacă era pap în apărare cu Varela, la ce bine joacă ăștia doi mai nou, mă mir cum de nu fă un autogol, dar na, așa vreau să fac și eu o glumă așa la modă pentru zilele acestea. Nu că am ceva cu jucătorii, știți bine că și eu când aveam carieră cu Steaua, pe Varela ăla nu l-aș fi vândut pentru nimic în lume, l-aș fi păstrat acolo la Steaua forever and ever. Ce, cred că și acum dacă aș fi avut Liga 1, deci dacă aș fi avut patch-ul de Liga 1 să mă joc cu Everton, cred că l-aș fi cumpărat pe Varela. Da? Mă rog, hai să nu intrăm în aceste detalii și să ne concentrăm asupra jocului care, să zicem așa, că nu suntem pe... Ok, oficial cred că e cam gata Europa League pentru noi, ne-a scos aici Dortmund din joc, nu cred că mai reușesc eu să dau două goluri de egalare acum așa în ultim... trei goluri de egalare acum, băga mi-aș piciu, mama naibii, bă, no, deja nu, bă, nu, Clar, merem la Roma, dacă mai am încă ofertă acolo, Roma, here we come, my friend. Și după aceea, dacă ajungem în Serie A, o să avem mai multe oferte de Serie A, deci poate că așa o să prindem oferte și de la Juventus și de la Milan, dar per moment și Roma mi se pare o țintă, o chestie imensă acolo așa de reabilitat, că și Roma se află într-o fază destul de nașpa, având în vedere că foarte mulți jucători sunt așa cu împrumutul de la portar, la atacanți, la mijlocași și plus că, na, ce să zic, mulți și în vârstă, dar totuși în vârstă, dar bestial de buni cum e de Rossi și Totti, bă, oamenii ăia atât îmbătrânesc, dar nici nu-ți dai seama, bă, că încă când te gândești că Totti pune și în realitate, frate, mai înscriu goluri, oamenii ăștia, e ceva nebunie totală. Oricum, Dybala! Măcar un gol să fi dat așa frumos. Nimic. Da. Oricum, poate vă întrebați de ce nu încerc să mă duc la Chelsea, spre exemplu, pentru că Chelsea e echipă prea mare și știu că la cum e publicul ăsta absolut genial. După vreo 3 episoade să vă plictisiți și să ziceți că e echipă prea mare, echipă prea bună, du-te la echipă mai mică, zice. Echipă mai mică, mă duc la echipă mai mică, de ce nu te-ai dus la echipă mai mare? Da. Oricum, finala va fi Germania, cât se bine vede, Bayer Leverkusen bate pe Juventus și va fi o finală de Europa League între Dortmund și Bayer 04 și știm cu toții că Dortmund va câștiga acest match, să zic așa. Și țapă, nu mai avem oferta aia de la Roma, asta nu-i tare a bună, că aș fi vrut să mă duc la Roma la
Chelsea, pui mei, e prea ușor, au o grămadă de bani, ia 85 de milioane de euro, pui mei și pe lângă echipa asta care au deja, ce poți veni niște jucători și îți faci echipă de top. Dar totuși, mă, tot Chelsea rămâne acolo, tot Chelsea rămâne acolo și se vede clar că până și în joc Chelsea vor să scape de Mourinho, în pui mei. Deci până și în joc, până și în joc, n-am, asta arată realismul jocului. Bun, încă nu s-au schimbat ofertele. Hai să merem mai departe câteva zile. Hai să vedem acum. Atletico Bilbao. Dar nu vreau să mă duc la Bilbao. Dacă era un Valencia, un Sevilla, poate m-ar fi tentat. Dar așa la Bilbao... Așa, 50-50, nu m-aș duce, sincer. Dar, na, vedem noi ce oferte o să mai apară. Exemplu, totuși, mai am ce mie câștigă echipa mea acum, mă. E incredibil, ia, mă, trebuie strânge puncte, ei mi-am trezesc că o fi pe locul 2. Pe 1 nu mai avem, ce să sperăm, dar la un loc 2 putem spera să ajungem. Oricum, ia să vedem iarăși să ofertele astea, Losing Lille, Nice și Stade Rion și clasicile Tottenham și Chelsea, la care, na, Tottenham, dar am făcut deja o cară cu Tottenham acum cea timp în FIFA 14, parcă? Da, cred că în FIFA 14 am făcut carieră cu Tottenham. N-a fost rău, ce drept, n-a fost rău, am făcut transferuri imense pe atunci. Și pot zic că și Tottenham-ul, am întors echipa aia 360, acum e ăta mai echipa. Și degeaba văd că Roma nu mai apare pe lista noastră de transferuri. Oricum urmează aici un meci cu cei de la Manchester United care contează foarte mult. Și câte meciuri mai avem? Mai avem una, două meciuri și după aceea e cam gata. Urmează meciul acesta pentru națională și începem un nou sezon. Bun! Dar în felul următor, totuși e și bine așa, să-mi spuneți ce opinii aveți voi legate de aceste două echipe care non-stop stau aici la Browse Jobs, în sensul în care Chelsea și Tottenham. Ce opinii aveți voi despre aceste echipe, dacă se merită să merg sau nu, dar așa eu consider că nu prea, că deja am Evertonul ăsta care e făcut foarte șmecher. Deci Tottenham-ul cade, că și aici ar trebui să mă duc și ară să reconstruiesc toată echipa și așa totul e mai fain la Everton, adică de la logo la kit, de la kituri la logo, la stadion, la toate, plus că parcă îmi place mai mult Everton decât Tottenham, deci ăsta ar cădea. Chelsea mi se pare echipă un pic, o echipă prea mare, dar na, vedem și opiniile voastre. Și după aceea sunt echipele astea de lângă, cum ar fi Atletico Bilbao, sau mă rog, Athletic Bilbao, și respectiv restul, care depinde ce o să mai apară. Eu oricum, dacă mai apare oferta de la Roma, 100% mă duc la Roma și toate cele, dar oricum vreau să-mi scrieți și voi în comentariile de mai jos la ce echipă ați vrea voi să merem, dar din păcate nu pot să aleg aici, din câte bine se vede, nu putem să alegem, totul e random. Deci, da, întrebarea va fi ceva de genul: vreți să ne transferăm, da sau nu? O să pun acolo un stropul în descriere. Și o să fie ceva de genul: dacă vrem să ne transferăm, da sau nu. Și acolo o să fie ceva de genul: da sau nu ne transferăm. Dacă vreți să ne transferăm, scrieți da, vreau să ne transferăm. Dacă nu, rămânem la Everton. Și desigur, o să mai fie întrebarea care o spuneți în comentariile de mai jos: ce părere ați avea de un transfer la Everton? Eu cred că și eu la Everton, la Chelsea. Că Chelsea a rămas de foarte mult timp acolo în top urgent, dar nu știu dacă se merită să ne transformăm la echipă așa de mare. Dar, na, alegeți voi. Na, nu chiar voi, alegeți și eu, dar accept opiniile voastre. Așa, hai că m-am exprimat corect. Bun, deci, nu uitați să votați acolo în stropul dacă vreți sau nu să ne transferăm, mă rog, să ne schimbăm clubul. Și, da, ne auzim pe data viitoare, nu uitați de like, subscribe și toate cele. Aveți link-uri în descriere de la cele mai ieftine jocuri și toate cele, și coins, și de toate. Bun, ne auzim pe data viitoare, numai bine, bye bye!